Vii cu mine la film la Pitești, Adrian Box, la ce film te uiți? Mamă, n-am mai fost la un film, mamă. V-am zis că mi-e rău de filme? M-am dus la Transformers, Dark Side of the Moon, dacă ați văzut filmul. Și am intrat în cinematograf, m-am așezat cu Nachos, sau cum se numesc aia, Nachos, nu? Sanchez, cum se numesc, mă? Chestiile alea triunghiulare pe care le mănânci și un fel de chipsuri. Cu cola lângă mine, floricele, pentru că atunci când mă uit la un film lung de 2 ore, frate, eu îmi cumpăr căcaturi. Vreau să am resurse, frate, vreau să am ce să ronțăi pe toată, pe toată perioada filmului. M-am așezat pe scaun și a început filmul. La început a fost ok, dialog, nu au fost scene prea mari de acțiune, prea multe. Volumul era perfect. Și m-am așezat și a început filmul. Și mă uit, și mă uit și mănânc. Am, nam, 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 nam. Băi, fraților, când a început acțiunea cu efectele alea speciale 3D, pădita mai ecranul, nu mai vedeam nimic altceva decât explozii și obiecte sărind spre mine. Și soundul 7.1 sau cât dracului acolo la un volum peste maxim. Simțeam cum îmi vibrează Nachos în mine, aveți cuvântul meu de onoare, și cola care se agita și făcea acid. Aveți cuvântul meu de onoare că voiam să caut pe cineva din personalul cinematografului și să-i zic: coaie, nu te supăra, nu te supărați, o zic cu cea mai mare sinceritate, sunt pe punctul de a vomita pe tine, dă-i mai încet volumul ăla. E ok volumul tare, sunt de acord cu el, ascult muzică de nu-mi pot auzi gândurile, dar volumul vostru acoperă absolut orice, orice! Îmi vibrează somacul și plămânii, inima nu mai, nu, inima nu mai îmi bate în 85 BPM, frate, îmi bate în... Simt că vomit! Și de atunci, de la Transformers Dark Side of the Moon, stăteam pe scaun așa, mă uitam la film, nu mai vedeam, nu mai auzeam nimic, doar simțeam o stare de vomă foarte mare și mă uitam în jurul meu să golesc o pungă de Nachos undeva ca să vomit în ea. Ce experiență e asta la un film? Fain. Nu e experiență, vă zic eu. E nașpa. Cinema City, te rog din tot sufletul meu, dă volumul mai încet când ne uităm la filme de acțiune, ne rupi urechile. Ieșim de acolo, lăuzi. După ce s-a terminat filmul, toată lumea zbiera prin sală. Mie nu prea mi-a plăcut faza aia cu robotul când îi taie capul ăla, pentru că ai văzut bine. Și toată lumea zbiera, auzeai, toată lumea încerca să vorbească încet, dar nu mai putea, fiindcă practic timpanele lor erau la pământ. Inclusiv eu eram terminat. S-a plăcut filmul? Ce? Die forever 1, 2, 3. Welcome.